În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat, adevărat a înviat. Iubiții noștri, ne reîntâlnim pe această cale, de data aceasta încă păstrând în sufletele noastre, în inimile noastre, în viața noastră, lumina Sfintei Învieri pe care am primit-o noaptea de înviere, din lumina învierii lui Hristos. Am spus de mai multe ori, noi primim această lumină. Această lumină este lumina vieții noastre, este lumina credinței noastre, este lumina dragostei noastre, este lumina biruinței noastre, este lumina bucuriei noastre, dragii noștri. Dacă Hristos nu a înviat, spunea Sfântul Apostol Pavel, zadarnică este credința noastră, zadarnică este și propovăduirea noastră. Hristos a întemeiat biserica Lui prin jertfa de pe cruce, biserică la care ne-a chemat și pe noi prin botez, să devenim fii ai ei. Cine este fiul bisericii? Este Fiul lui Hristos, este Fiul Cerului, este Fiul Sfintei Trăimi, este Fiul Maicii Domnului. Și biserica, cum spunea Părintele Stăniloae, profesor Stăniloae, este laboratorul învierii. Tot ceea ce este în biserică este luminat de lumina învierii. Toate tainele, sfintele tainele bisericii, toate slujbele bisericii, sunt luminate de lumina învierii lui Hristos, pentru că El este Cel care le săvârșește și El este Cel care le săvârșește cu puterea învierii sale, cu lumina învierii sale. Important este să păstrăm această lumină, cum spuneam, lumânarea care am aprins-o în noaptea de înviere s-a stins. El se poate reaprinde și mai întâi ea trebuie reaprinsă din lumina învierii din sufletul nostru, din credința noastră. Atunci când, după cum am învățat eu când eram mic de acasă, mama, când venea furtuna, când veneau necazurile grele, când veneau bolile, suferințele, când venea duhul dușmănos al celor de lângă ea, aprindea lumânarea de la înviere. Căci ea credea cu toată puterea că această lumină va alunga întunericul din casa noastră, întunericul din sufletul ei și din sufletul nostru. Întunericul din lumea aceasta. Atâta timp cât mai primim lumina învierii în fiecare an, în noapte de Paște, încă este biruitoare lumina învierii lui Hristos în lumea aceasta. Deși o vedem stinsă în atâtea părți ale lumii, în atâtea sufletele ale oamenilor de pe pământul acesta, pentru că ei nu mai cred în lumina învierii. Și dacă nu cred în lumina învierii, Dumnezeu în sufletul lor moare, dragii noștri. Și pentru cel care nu-L mai are pe Dumnezeu în suflet, moartea este întuneric. Moartea este întunericul iadului, unde este plângerea și scrâșnirea dinților. De aceea, iată, în tot răstimpul acesta, de la Paște, de la Înviere până la Înălțare, Biserica ne cheamă la ea să ne încredințeze că într-adevăr Hristos a înviat și dacă a înviat, El s-a făcut începătură învierii fiecăruia dintre noi. Omul din Biserica lui Hristos trăiește viața pământească în perspectiva învierii, a învierii celei de-apoi, în perspectiva dorinței de a ajunge în împărăția lui Dumnezeu, împărăție luminată de Sfânta Lumina Învierii. Am pășit în primele 3 zile
de Paște, bucurându-ne, întâlnindu-ne și noi cu Hristos care a înviat așa cum s-au întâlnit apostolii și în primul rând așa cum s-au întâlnit mironosițele femei care dis de dimineață în prima zi a săptămânii s-au dus la mormântul lui Hristos cu miresme, cu mirurile acelea scumpe și frumos mirositoare ca să ungă trupul Domnului, pentru că atunci când în grabă a fost coborât de pe cruce în vinerea cea mare trupul Mântuitorului primit de la Pilat, cerut fiind de la Pilat de Iosif din Arimatea și de Nicodim și încredințându-se în Pilat de la sutaș că într-adevăr a murit Domnul, pentru că erau și cei doi tâlhari căror li s-au zdrobit picioarele ca semn că sunt morți deja, și când s-au oprit în fața Mântuitorului, nu i-au mai zdrobit picioarele, pentru că prorocul spusese cu mult înainte, niciun os din oasele lui nu va fi zdrobit. Dar totuși, pentru o încredințare și mai puternică, unul din soldați a luat sulița și l-a împus în coastă și a ieșit sânge și apă, semn că viața biologică în trupul Mântuitorului ca om se sfârșise, dragii noștri. Ei l-au coborât de pe cruce și a luat trupul Domnului Iosif din Arimatea, Nicodim și cu mironosițele femei. Aceleași femei pe care Mântuitorul le-a primit în jurul lui, le-a chemat, pentru că viața ucenicilor, a Sfinților Apostoli în jurul Mântuitorului era o viață de obște. Aveau și ei nevoie de hrană, aveau și ei nevoie de cheltuieli, aveau și ei nevoie ca cineva să gospodărească viața de zi cu zi. Și cine gospodărește mai bine viața de obște? Mai întâi într-o familie, apoi, sigur, în general, în societate, decât o femeie, mai ales o femeie credincioasă, o femeie gospodină, o femeie curată, o femeie harnică, o femeie darnică. Așa a primit Mântuitorul în jurul lui pe aceste femei mironosițe, pe care le avem menționate o parte din ele chiar în Sfintele Evangheliei. Pomenim câteva din ele. Marta și Maria, care erau surorile lui Lazar. Maria lui Cleopa. Ioana, mama lui Iacob și a lui Iosie. Iacob, care va deveni primul episcop al Ierusalimului. Apoi Salomeia, apoi Maria Magdalena și Suzana. Pe lângă acestea au mai fost și altele. Dumnezeu le știe pe toate și biserica le pomenește pe toate până la sfârșitul viacurilor. Ei, dragii noștri, atunci din prima zi a săptămânii am călătorit, iată, trecând peste săptămâna luminată de lumina învierii, o săptămână specială pentru credința noastră în Hristos cel înviat. Și am avut și sărbătoarea aceasta a izvorului Maicii Domnului, izvorul tămăduirii Maicii Domnului. De ce avem această zi de sărbătoare în săptămâna luminată? Pentru că ea ne amintește de o minune care a săvârșit-o chiar Maica Domnului. Și se spune că era un viitor împărat al Bizanțului, care se va numi Leon cel Mare, era într-o călătorie, trecea pe lângă liziera unei păduri și întâlnește un om orb. Orbul era și flămând, dar mai ales era însetat și a cerut apă. N-avea nici viitorul împărat, Leon, n-avea apă la el și a simțit o chemare
ca să intre în pădure cu speranța de a găsi un izvor. A căutat, nu a găsit. Se întorcea și un glas îl cheamă înapoi. Vino mai în adâncul pădurii, în adâncul desișului. A făcut lucrul acesta, tot n-a găsit. A treia oară a fost chemat și a intrat și mai în desiș și a găsit un izvor cu apă curată. Și i-a spus, dă-i orbului să-și potolească setea și cu aceeași apă spală-i și ochii, unge-i și ochii. Și nu numai că a potolit setea orbului, dar orbul a recăpătat vedere, lumina vederii, care este lumina cea, după lumina credinței, este lumina cea mai importantă, lumina ochilor, cu care vedem întreaga creație a lui Dumnezeu, măreția creației lui Dumnezeu, frumusețea acestor flori, a tot ceea ce împodobește, înmiresmează pământul acesta, cerul și pământul, cerul înstelat, pământul binecuvântat, apele, munții, dealurile, câmpiile. Da, slavă Domnului că iată, în primăvara aceasta, fiind și o căldură mai altfel, mai puternică decât altă dată, din anii cum era primăvara în anii copilăriei noastre, florile, începând de la ghiocelul cel de sub ultimul strat de zăpadă, au trecut cam repede. Au explodat pur și simplu, au înflorit, ne-au arătat cât de frumoase sunt și repede s-au trecut. Slavă Domnului că avem atâtea flori care se pierindă în tot răstimpul anului. Începând de la ghiocel, florile cele de primăvară, care ne împodobesc grădinile, care ne împodobesc bisericile. Și iată, slavă Domnului, că acum am ajuns la zilele bujorului. Ce minunată floare! Cine a creat frumusețea aceasta? Cine a așezat acestea? Cine a dat parfumul ăsta? Dumnezeu le-a făcut pe toate. Pentru că omul poate să facă o floare ca asta dintr-o hârtie colorată, dintr-un carton, dintr-un plastic, dar nu poate să-i dea, să nu poate ca floarea să fie vie, să aibă viață în ea. Chiar dacă se termină, chiar dacă o mai punem într-o vază cu apă și se mai hrănește cât îngăduie Dumnezeu și după aceea se vestejește și se usucă și ea, cum se uscă și omul care prin prorocul, prin psalmistul David spune, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, într-o zi trece și peste el vântul morții și nu se va mai cunoaște locul său pe pământul acesta. Ei, dragii noștri, avem această sărbătoare a izvorului tămăduirii, pentru că, iată, din lumina lui Hristos avem, iată, orbul a primit și lumina ochilor. Prin puterea vindecătoare a minunată a Maicii Domnului, a Sfintei Fecioare Maria. De aceea acel izvor a rămas izvor al tămăduirii până astăzi. Peste el a fost zidită o biserică și mulți care au ajuns acolo, nu numai orbi, ci și bolnavi, suferinți de multe boli, s-au tămăduit, s-au vindecat. Am trecut peste Duminica Tomei, când după ce Mântuitorul s-a arătat în prima zi a învierii, duminică, ucenicilor care erau adunați de frica iudeilor cu ușile încuiate, Mântuitorul a intrat prin ușile încuiate și a stat în mijlocul lor și le-a zis pace vouă. Toma nu era acolo și a spus, după ce a aflat de la ucenici că Domnul a înviat, până nu-l voi vedea eu, până nu voi vedea cu ochii mei semnul cuilor din palmele lui, din picioarele lui, până nu voi pune degetul meu în coasta în care a fost împunsă de sulți, eu nu voi crede. Și în duminica următoare, pe care noi avem în calendare ca Duminica Tomei, tot în prima zi a învierii, căci duminica de atunci a rămas ziua învierii, sărbătoarea de referință fundamentală a tuturor creștinilor din lumea aceasta. Ei, și iarăși s-a arătat Mântuitorul și Toma era de față și a spus, vino Toma și puneți degetul tău în
mâinile mele și în coasta ta, în coasta mea și vezi că eu sunt. Și nu fi necredincios, ci credincios. Și atunci Toma exclamă, văzându-l, auzindu-l pe Mântuitorul, a spus, a mărturisit, Domnul meu și Dumnezeul meu, Domnul meu, Învățătorul meu și Dumnezeul meu, Tu ești, acum te văd și ca om, așa cum ai fost înainte de moarte și de înviere, și te văd și ca Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și Mântuitorul completează acest dialog cu Toma, fericiți cei ce n-au văzut Toma și au crezut. Deci, iată, credința noi avem în biserică din auzire, noi vedem cu Duhul, noi vedem cu darurile credinței, noi vedem cu ajutorul Harului lui Dumnezeu, toată măreția lui Dumnezeu. Noi îl simțim pe Dumnezeu, pe Iisus, care stă și vrea să stea în inima și în sufletul nostru. Sigur, a fost îndoiala lui Toma. Nu totdeauna îndoiala este un lucru rău, pentru că care dintre noi în viață n-am avut îndoieli în credință? Nu mai vorbesc de celelalte, ne-am îndoit de spusele cuiva, ne-am îndoit de viață, ne-am îndoit de pregătirea noastră, ne-am îndoit de nereușita noastră, ne-am îndoit de promisiunile care le-am primit sau le-am făcut noi cuiva. Dar sunt îndoieli și în credință, dragii noștri. Dar trebuie să ne păstrăm, să ne întărim credința și să vedem în Duh toată iubirea și toată puterea și toată mila lui Dumnezeu și tot harul lui Dumnezeu. Ne-am încredințat cu Toma că Hristos a înviat. Și iată, în această duminică, după Duminica Tomei, Biserica noastră ortodoxă a așezat spre cinstire, revenind într-un fel și prin Evanghelia care se citește la Sfânta Liturghie, la momentul din prima zi a săptămânii, referitor la acele mironosițe femei, care ele au avut mai mult curaj, pentru că au avut mai multă dragoste în inima lor. Și-au cumpărat miresme scumpe, costisitoare, frumos mirositoare, ca să ungă trupul Domnului care a fost uns de Iosif din Arimatea și de Nicorii doar cu aloie și cu smirnă. Această ungere cu mirul acesta, cu miresmele acesta, era un semn de cinstire a trupului omenesc a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și ca să aibă siguranță că nu vor întâlni dușmani în față, în drumul către mormânt, s-au dus așa când se mai lupta noaptea cu ziua, în zorii zilei de dimineață, în prima zi a învierii. S-au dus tremurând la mormânt, menționează Sfântul Evanghelist Matei, pe Maria Magdalena, pe Salomeia și pe cealaltă Marie. Alți evangheliști mai completează și cu alte femei mironosițe. Ei, dragii noștri, când s-au dus tremurând, întrebându-se cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului, căci au pus pe mormântul Mântuitorului o piatră foarte mare. Mormântul era pregătit pentru Iosif din Arimatea, care era un om credincios cu nume bun. Și oameni de genul acesta își pregăteau mormântul săpat într-o stâncă, peste care, după ce se punea sicriul, trupul mortului, că nu erau sicrii atunci, pentru că trupul era înfășurat în acel giulgiu curat de in, și se punea o piatră deasupra. Piatra aceea era foarte mare de la mormântul Domnului. Când au ajuns, au văzut că piatra era dată la o parte.
S-au gândit, l-au furat pe Domnul. Au intrat și când au intrat, au văzut un tânăr, arătare de înger. Giulgiurile l-au desfășurat într-o parte. Și îngerul le-a zis, nu vă temeți, rămâneți în curajul vostru care l-ați avut întotdeauna, că voi stat la piciorul crucii răstignirii lui Iisus pe cruce. Nu vă temeți, a înviat Domnul. Mergeți și spuneți lui Petru și celorlalți ucenici că va merge în Galileea și acolo îți veți vedea. Au plecat de acolo cu teamă, totuși cu frică. Evenimentele s-au succedat și rapid, dar și lămuritor într-un fel. La un moment dat, Maria Magdalena vede pe cineva care a crezut că este grădinarul din jurul mormântului Domnului. Și a zis, l-ai luat tu cumva, că nu mai este Domnul acolo. Și ce a răspuns, așa zisul grădinar crezut de Maria Magdalena? A strigat la ea, Marie! Era grasul Domnului, era chiar Mântuitorul. Au mers mai departe și Mântuitorul le întâmpină. Nu le lasă în frică, nu le lasă în îndoială. Și le-a zis, bucurați-vă! Am biruit moartea prin înviere. De acum nu mai sunteți ai morții, ci sunteți ai învierii. Și ele i-au cuprins picioarele și i s-au închinat Domnului. E iată de ce biserica noastră, dragii noștri, oferă această duminică a treia după Paște, ca fiind închinată acestor mironosițe femei, care au rămas nu numai un simbol, au rămas pilde vii pentru toată Biserica lui Hristos, pentru toți creștinii. Prin credința lor, prin curajul lor, prin bucuria lor și mai ales prin dragostea, pentru că ele s-au dus nu numai cu mirurile cele de mult preț la mormântul Domnului, s-au dus cu mirul iubirii din inima lor față de Domnul Iisus. Din acest mir și cu acest mir, mironosițele femei au împărtășit pe toate femeile creștine din lumea aceasta. Pentru noi, femeia creștină de referință este mama noastră. Ea merită toată cinstirea, ea merită tot respectul, toată recunoștința noastră. Pentru că mama adevărată creștină este chipul mamei Fiului lui Dumnezeu. El nu și-a luat și Dumnezeu n-a luat pentru Fiul Său o mamă din cer, ci de pe pământul acesta. O mamă adevărată, o mamă care a avut inima străpunsă de sabia durerii când l-a văzut pe Fiul ei, știind că este și Fiul Tatălui Ceresc, l-a văzut răstignit de ura, de răzbunarea, de neînțelegerea, de necredința acestei lumi, acestor oameni fără de Dumnezeu de pe pământul acesta. Aceste femei mironosițe au rămas modele de urmat, pilde de urmat pentru toate femeile creștine din istoria bisericii noastre, dragii noștri. De aceea avem, iată, calendarele noastre înmiresmate cu atâtea femei care au devenit sfinte și sunt cinstite ca sfinte,
martire, cuvioase, credincioase, mărturisitoare ale credinței, luptătoare până la sacrificiu pentru binele Bisericii lui Hristos, pentru binele copiilor care i-au crescut în frică de Dumnezeu și în rușine față de oameni. Mamei revine sarcina cea mai importantă în creșterea unui copil, în educarea unui copil, în formarea morală, duhovnicească, spirituală a unui copil. Mama cu toate poate, de multe ori, cu neputințele ei. Noi nu trebuie să uităm de mama și nu trebuie să-i reproșăm nimic mamei, pentru că ne-a purtat în pântecele ei, pentru că nu ne-a omorât în pântecele ei și ne-am bucurat de viață. Chiar dacă viața pentru mulți dintre noi înseamnă încercare, înseamnă suferință, înseamnă necaz, înseamnă cruce grea, dar care din noi, măcar o zi, măcar un ceas, măcar o clipă, nu a avut-o el ca să fie o clipă de fericire, de bucurie, de lumină, de pace, de iubire, dragii noștri. Iată de ce în biserica noastră femeia creștină își are locul ei. Iată de ce și în societatea de astăzi, ca de fapt din totdeauna, vedem locul femeii, mai ales acolo unde este suferință. Mergi într-un spital. Sunt și bărbați, sunt și medici, bărbați și medici, femei. Nu știu, în privința medicilor, poate sunt mai mulți bărbați medici, tot prin darul pe care Dumnezeu l-a dat unui bărbat medic, prin harul lui Dumnezeu. Dar cele care fac, îndeplinesc într-un spital ceea ce spune medicul, să fie administrat un tratament injectabil, pastile, totul, sora medicală. Și ce cuvânt i-am găsit noi în limba română? Soră, pentru că acea asistentă medicală este sora tuturor suferințelor, suferințelor dintr-un spital, dintr-un ospiciu, dintr-un cămin de bătrâni. Cele mai multe femei sunt care îngrijesc și pe copii, îngrijesc și pe bătrâni. Sărmanele noastre românce, din 1990 până astăzi, câți bătrâni au îngrijit în Italia, în Spania, în Germania, în toată Europa aceasta? De ce oare? Pentru că femeia româncă are un dar deosebit de la Dumnezeu. Să acordăm tuturor femeilor mironosițe din biserică. Eu de multe ori le spun în biserică, voi sunteți mironosițele care ne umpleți biserica, umpleți cerul lui Dumnezeu, ne umpleți inima noastră, pentru că constatăm și noi de atâtea ori, de cele mai multe ori, că în biserică totdeauna avem mai multe femei decât bărbați, pentru că femeile sunt cele pe care Dumnezeu le-a înzestrat cu acel curaj care l-au avut mironosițele femei, cu acea bucurie care ele au primit-o prima dată, cu acea iubire care au avut-o pentru Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin.